Adrian Năstase va fi din nou încarcerat la penitenciarul Rahova. A fost scos cu cătușe la mâini de la secția 2 de poliție, acolo unde s-a predat fostul premier. Dintr-o clipă în alta urmează să ajungă în detenție. Ana Maria Roman este la penitenciarul Rahova. Ana, bună seara! A ajuns Adrian Năstase? Bună seara, Andreea! Deocamdată nu, fostul premier se află pe drum, ar trebui să ajungă din moment în moment. Probabil că veți observa autoturismul poliției care îl transportă pe premier în următoarele momente venind pe acel drum. Adrian Năstase va fi dus în interiorul penitenciarului, acolo unde îi se va face documentația necesară, îi se vor lua documentele, se va întocmi dosarul. Fostul premier va sta aici la Rahova aproximativ 21 de zile în carantină. În toată această perioadă îi se vor face testele, iar cei de la penitenciar, în funcție de comportament și în funcție de pedeapsă, vor decide regimul de pedeapsă la care va fi supus Adrian Năstase, dacă vorbim de un regim deschis, semideschis și așa mai departe, așa cum s-a întâmplat și în alte dosare penale. Nu este pentru prima oară când fostul premier se află aici la Rahova și la prima condamnare pe care a primit-o în dosarul Trofeul Calității a stat o perioadă tot aici, după care și-a spășit pedeapsa la penitenciarul Jilava. Urmează ca atare, în perioada următoare, din câte știm, avocații să ceară contopirea pedepselor, astfel încât din cei 4 ani de închisoare pe care i-a luat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție să se scadă 2. Pe care deja i-ar fi făcut în dosarul Trofeul Calității. Mai apoi să se facă un calcul astfel încât fostul premier să fie eliberat condiționat. Dacă vii să faci un calcul conform legii, o treime, în acest moment urmăriți mașina lui în care se află fostul premier. Aceasta a intrat în penitenciarul Rahova. În acest moment se vor închide porțile. Ați văzut viteza cu care au ales polițiștii să intre astfel încât să-l ferească pe Adrian Năstase de ochii jurnaliștilor. O să încercăm să filmăm și noi puțin prin poartă. Adrian Năstase a fost adus de un echipaj al poliției de la secția 2-a din București, acolo unde fostul premier a ales să se preda singur în această seară. Adrian Năstase s-a predat la poliția sectorului 2 alături de avocatul acestuia, Cazacu, și nu a așteptat polițiștii să vină după dânsul acasă, așa cum de altfel o cere procedura. În aceste momente probabil că lui Adrian Năstase îi se verifică documentele necesare, probabil că îi se va întocmi un dosar și după care va fi condus într-o cameră. Urmează ca în zilele următoare Adrian Năstase să rămână aici la penitenciarul Rahova în acel stagiu de carantină. Fiecare deținut trece prin această procedură, după care se va decide dacă își va săvârși pedeapsa aici sau va fi mutat la un alt penitenciar. Vă reamintesc că Adrian Năstase a fost condamnat în această seară la 4 ani de închisoare pentru infracțiunile de șantaj și luare de mită, asta deși instanța de fond a apreciat în urmă cu ceva timp că nu există probe care să demonstreze săvârșirea vreunei infracțiuni de luare de mită. Ați văzut, au plecat autoturismele. În acest moment Adrian Năstase se află în drum spre sediul administrativ al închisorii, acolo unde îi se vor lua documentele și îi se va întocmi acel dosar de deținut și va primi un număr, probabil. Ana, îți mulțumesc pentru aceste detalii și informații. De asemenea,